Bună ziua! Hristos a înviat în primul rând. Bine ați venit la conferința de presă a Partidului Mișcarea Populară Neamț. Este pentru a doua oară în această campanie, când îl avem în mijlocul nostru a pietrenilor și a nemțenilor pe domnul președinte al Partidului Traian Băsescu. O să fiu foarte scurt în declarații, pentru că și dumneavoastră și nemțenii cu siguranță vreți să ascultați ce vă spune domnul președinte. Atâta vreau să punctez doar că campania în județul Neamț și în Piatra Neamț a Partidului Mișcarea Populară a fost o campanie fără atacuri, o campanie curată, și atât timp cât am mai rămas din această campanie vom merge pe aceeași linie. Am venit în fața dumneavoastră cu o echipă tânără, așa cum am promis, cu o echipă care vrea să dea o altă imagine clasei politice actuale. Suntem, așa cum am spus, singurul partid din România care am ținut cont de vocea tinerilor și a străzii pentru schimbarea clasei politice. Aș vrea să vă spun în încheiere doar că ne găsiți pe toate cele trei buletine de vot. Pietrenii și nemțenii trebuie să aleagă atât la primării, cât și la consiliile locale, cât și consiliile județene, Partidul Mișcarea Populară, mărul, și să voteze toți nemțenii poziția de pe buletin mărul. Am să rog și pe domnul deputat Burlacu scurt să vă spună câteva cuvinte, după care, cu permisiunea noastră, o să dau cuvântul domnului președinte Traian Băsescu, iar la sfârșit, dacă o să aveți întrebări, o să vă stăm la dispoziție. Bună ziua și Hristos a înviat! Salut și eu prezența domnului președinte Traian Băsescu la noi, la Piatra Neamț, ne onorează. Vreau atâta două puncte să atrag atenția, pentru că trebuie atras atenția. Suntem un partid tânăr, la început de drum, un partid care vrea să schimbe ceva la nivel de județul Neamț, un partid care își dorește o altfel de politică europeană, drept pentru care cunoașteți foarte bine, în toate emisiunile la care am participat, am venit cu o cărticică pe care domnul președinte ne-a dat-o la toți parlamentarii și ne-a spus că asta să fie, cum să zic, Biblia voastră. Asta ar trebui să existe în mâna fiecărui om politic, unui politician. Și spun aceste lucruri de ce? Pentru că după 26 de ani, România are nevoie de alt fel de politică, are nevoie de oameni tineri, oameni care își doresc să facă ceva pentru comunitatea lor. Drept pentru care o să spun câteva lucruri din această cărticică. Sunt în capitolul 2, drepturi și libertăți, sunt anumite lucruri pe care oamenii în timp de 26 de ani, din cauza administrației proaste, administrației locale, nu au fost și oamenii nu au primit acel mesaj de la politicieni. Adică, un drept dreptul la informație, care spune articolul 31, spune că cetățeanul trebuie să aibă un drept să fie informat, articolul 32, care spune că cetățeanul are dreptul la învățătură, și să fie într-un mediu sănătos să învețe, articolul 34, care spune, și știți foarte bine, cetățeanul are dreptul la sănătate, uitați ce se întâmplă la noi în România în zilele astea, articolul 37, m-aș duce, l-aș lăsa la sfârșit, articolul 47, cetățeanul are dreptul la un trai normal și mi se pare corect că nemțenii să aibă un trai normal. Iar articolul 37 din drepturi și libertăți din această cărticică spune că cetățeanul are dreptul să fie votat și ales. Vreau să vă spun că ne-am confruntat, având în vedere că suntem un partid la început de drum, ne-am confruntat cu această echipă a USL-ului care nu și-ar dori să aibă contracandidați într-o comunitate. Este urât ceea ce se întâmplă în țară, în județ. După 26 de ani, repet, e normal să avem o altă clasă politică, să ne lase, să ne batem, să venim, să ne lase, să ne spunem proiectele noastre. Eu vă mulțumesc și, domnul președinte, mulțumesc! Bine v-am regăsit! Aș vrea să știți motivul pentru care sunt aici. Dacă acum două sau trei săptămâni am fost aici pentru lansarea candidaților, astăzi am venit să susțin candidații. Trebuie să vă spun că sunt la al doilea tur prin țară, ceea ce n-am făcut nici măcar la alegerile prezidențiale din 2004 și nici la cele din 2009. Am făcut o singură dată turul țării. Acum sunt deja la jumătatea celui de-al doilea tur, pentru că vreau să reușească acest partid. Și vreau să reușească nu pentru că este neapărat o ambiție, este o nevoie. O nevoie
a electoratului, a vieții politice românești. Este un partid tânăr, după cum știți deja, 85% dintre membrii acestui partid nu au mai făcut niciodată politică. Sunt foarte mulți tineri, dar în egală măsură oameni maturi, deci este o îmbinare de entuziasm al tinereții și în același timp de experiență de viață dată de cei maturi și încercăm să convingem electoratul, comunitățile locale în cazul nostru, că Partidul Mișcarea Populară este soluția corectă. De ce acest lucru? În primul rând, este primul partid care își propune, prin decizii interne și prin program, ca în mod cinstit să guverneze pentru comunități și pentru interesul național. Așa numitele partide mari, PSD și PNL, sunt partide ale tranziției, dar care au guvernat având ca principal obiectiv cum să le fie lor bine și abia pe urmă cum să fie bine comunităților. Acesta a fost modul de a se face politică în perioada de tranziție. Partidele au urmărit obiectivele lor politice și nu obiectivele comunităților. Partidele au urmărit să satisfacă în primul rând clientela politică și abia pe urmă nevoile comunității. Mai mult decât atât, partidele tranziției sunt partide care au utilizat banii publici pentru a primi voturi. Vezi ajutoarele sociale lărgite cu câteva luni înaintea campaniei, ori de câte ori primarii au considerat necesar. Ceea ce noi ne propunem acum, este să câștigăm voturi servind comunitățile. Adică nu facem un târg din voturi, dându-le oamenilor câte ceva pentru a obține voturi, ci ce le propunem noi oamenilor este să accepte să primească bună guvernare locală și în schimbul bunei guvernări probabil să acorde voturi. Este o paradigmă schimbată, dar este o paradigmă specifică sfârșitului tranziției. România nu mai este în perioadă de tranziție, are toate instituțiile specifice unui stat democratic la locul lor. Singura mare problemă pe care o avem după ce ne-am așezat instituțiile și legile este să facem ca aceste instituții să funcționeze. De aceea spun eu, având toate instituțiile, România nu mai este într-o perioadă de tranziție. Așa cum spunea domnul Burlacu, așa cum spunea domnul Dulamă, obiectivul nostru este să guvernăm pentru comunități, dar ținând cont de legile țării. Partidul Mișcarea Populară a avut o campanie extrem de decentă peste tot în țară, cu obiective realiste, obiective care au plecat în primul rând din obligațiile administrației față de comunitate, din obligațiile care decurg din legi și din Constituție. Începuse domnul Burlacu să enumere articolul 32, spre exemplu, dreptul la învățătură. Așa este formulat acest drept fundamental din capitolul 2, drepturi și libertăți. Dreptul la învățătură. Cum s-au ocupat administrațiile locale de acest drept că au școlile de 10 ani? S-au ocupat cam așa, înțelegere cu inspectoratul, numind directorii pe criterii politice, numind consiliile de administrație pe criterii politice. Facem prestații cu firmele noastre către școli. La fel și la spitale.
veselie mare când au fost trecute spitalele la administrațiile locale. Primarii au numit managerii de spitale, au numit consiliile de administrație, firmele clientelei politice nu mai prideau cu contractele către spital. E, nu acesta este tipul de administrație pe care noi îl dorim. Și o să vă spun, spre exemplu, la școli un lucru fundamental. România are 18% abandon școlar, cea mai înaltă cifră de abandon școlar din Uniunea Europeană. Credeți că e obligația Ministerului Educației să reducă abandonul școlar? Nici de cum. Pentru că Ministerul Educației habar n-are cine abandonează școala. Dacă te uiți în statistici, vezi că abandonul școlar vine din familiile sărace și din familiile de romi. Singurii care știu situația acestor familii sunt cei care le plătesc ajutoarele sociale. Ei pot ști dacă au copiii ghetuțe, dacă au copiii ce mânca, dacă sunt trimiși copiii la cerșit, dacă sunt puși copiii la muncă înainte de vârsta la care au dreptul să muncească, de 16 ani. Sau înainte de vârsta la care ai voie să ceri unui copil să muncească. Ori, de orice s-au ocupat administrațiile școlare, numai de asta nu. La spitale sunt transferate de 5 ani. Veselia, v-am spus-o, cu numirile, cu clientela politică, dar au continuat să pună borduri, să asfalteze, să pună flori, panseluțe de zeci de ori mai scumpe decât prețul real, pentru că de acolo se luau comisioane, în loc să cumpere niște echipamente pentru spital, în loc să ocupe de construcția unei secții noi, a unui spital. Sau articolul 49, dreptul copilului la ocrotire. Păi statul îi dă copilului o indemnizație, îi dă mamei o indemnizație, copilului o alocație și cu asta s-a terminat. Asta înseamnă că statul ocrotește copilul? Nu. Înseamnă că se ocupă primăria să construiască o creșă, două, funcție de nevoile orașului, funcție de nevoile municipiului, funcție de nevoile comunei. Se ocupă primăria să construiască o grădiniță, două, funcție de nevoi. Aceasta este filozofia. Nu vreau să facem o lecție de Constituție, dar am vrut să vă dau câteva exemple ușor de înțeles și vă pot spune că în acest capitol 2, drepturi și libertăți, sunt 9 articole care implică în mod direct administrația locală, de care n-a ținut nimeni cont până acum și ce este extrem de important. Privind la aceste obligații care decurg din Constituție, cu ușurință îți dai seama că e mult mai ieftin decât să faci nu știu ce proiecte fanteziste, de genul celui din București, al lui Oprescu, că face o autostradă suspendată să treacă peste blocurile de 24 de etaje din București. Sau istețul ăla de la Iași, care a tăiat tei ca să pună palmieri. Astea nu sunt priorități, ci drepturile garantate de Constituție sunt priorități. Prezentându-vă pe scurt această filozofie, eu vreau să fac un apel la electorat. În primul rând să vină la vot, dar nu țin să vină chiar toți. Este bine pentru democrație să vină toți, dar în primul rând aș vrea să vină băsiștii la vot. Nu? Băsiștii au fost în stare să răstoarne o situație electorală la prezidențial. Pentru că băsiștii nu-și găseau pe cine să voteze, nici pe premierul de la Grifco, pe Iohannis nu vreau să-l voteze, nici pe Ponta. Și atunci apelul la ei să meargă la vot a avut o contribuție esențială în distanța mare care s-a pus între Ponta și Iohannis, în favoarea lui Iohannis. Acum fac din nou apel la băsiști să iasă la vot și să voteze Partidul Mișcarea Populară.
Dar nu numai la ei. Dacă vă duceți pe stradă, cel puțin dumneavoastră ziariștii, și întrebați cum e cu partidele politice, toți vor spune, sau marea majoritate, toți o apă și un pământ, nu mă mai duc la vot, nu mă interesează. Indiferent pe cine au votat, PSD, PNL, din acest motiv este previzibilă o prezență slabă la vot. Iar eu vreau să încurajez pe cei care au fost până acum la vot, iar acum dezamăgiți vor să stea acasă. Și încurajarea mea este să vină la vot și alături de băsiști să voteze și ei Partidul Mișcarea Populară. De ce n-ar da șanse unui partid nou? Pentru că spun toți, vrem un partid nou, vrem oameni politici noi. Partidul Mișcarea Populară, care are o structură de 85% oameni care n-au mai făcut niciodată politică și doar 15% oameni care au mai făcut politică în administrația locală sau în Parlament, sau au fost pur și simplu membri ai altor partide, cred că acest partid răspunde acestui deziderat de a avea o ofertă nouă, un partid nou, care nu are atârnate de picioare reproșurile tranziției legate de corupție, de clientelă politică, de nefuncționarea instituțiilor, de politizarea instituțiilor. Deci, apelul meu către cei care sunt supărați astăzi, repet, în afară de băsiști la care mă aștept să vină la vot, este ca cei supărați să mai dea o șansă Partidului Mișcarea Populară. Și eu cred că în județul Neamț, unde PD-ul au avut o bună cotă, este un județ în care putem obține un rezultat foarte bun. Dacă băsiștii plus cei care cred în idei de dreapta se vor decide să voteze Partidul Mișcarea Populară, iar eu îi invit să voteze acest partid. Până la urmă, e doar un efort de câteva minute să meargă până la o secție de votare. S-ar putea să aibă, sau în mod cert vor avea plăcuta surpriză să constate că în sfârșit un partid cum își doresc a apărut în România și este un partid care are perspectiva să crească. Acesta este mesajul pe care am dorit să-l dau astăzi la Neamț, la fel cum am făcut și la Suceava, la Rădăuți și la Câmpul Lung Moldovenesc. Acum sunt la Piatra Neamț, mă voi duce către Bacău, Focșani, Buzău, Ploiești și voi da același mesaj, ceea ce am făcut săptămâna trecută în partea cealaltă a țării. Și nu mă voi opri până în ziua votului să le spun românilor că a apărut acel partid de care au nevoie. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Eu sunt Robert Ziar, Piatra Neamț, pentru că vorbiți în permanență, sunteți unul de politicieni care vorbiți în permanență de legi și Constituție. Așteptăm de multe mandate să vedem legea răspunderii magistraților și legea lobby. Ce se întâmplă cu ele în această țară? Uitați, nu-i subiectul și n-aș vrea să deviez motivul. Dacă îmi promiteți că veți scrie și despre mesajul de dinainte, vă răspund. Știți cum e? Suntem într-o zonă de demagogie. Eu am susținut această lege a răspunderii magistraților și când eram președinte. Nu s-a putut. Există un lobby anti-echilibru între puterile statului formidabil. Uitați-vă la ce s-a întâmplat exact din cauza acestui tip de lobby. Deci Curtea Constituțională declară neconstituționale peste 40 de articole din Codul Penal și Codul de Procedură Penală. Ce s-a întâmplat în Parlament, care are obligația constituțională să modifice articole în 45 de zile? Nu s-au putut modifica ca să apară o ordonanță de urgență. Eu nu spun că nu trebuia dată acea ordonanță de urgență când de 2 ani avem peste 40 de articole neconstituționale. Și când vorbim de codul penal și codul de procedură penală, vorbim de drepturi
și libertatea ale omului, ne jucăm cu libertatea omului. Ceva se întâmplă și nici eu nu înțeleg de ce Parlamentul nu și-a făcut atributul constituțional să modifice cele 41 de articole. La fel, nu înțeleg de ce nu avem o lege a răspunderii magistraților. Îmi este greu să înțeleg. Pentru că este normal să ai o lege a răspunderii magistraților atâta timp cât puterea magistratului este absolută asupra cetățeanului și nu poate să o exercite chiar discreționar, ci trebuie să știe că dacă o exercită discreționar și fără probe, să știe că și el are răspundere. Deci, nu am o explicație de ce nu apare această lege. Daniel, din Cadestea, eu v-am publicat deja mesajul cu să vină băsiști. Mulțumesc mult! Nu, dar chemați-i și pe cei care zic că nu mai merg la vot. Mulțumesc! Întrebarea astăzi la Piatra Neamt, deja de la distanță, făcut să comparați, a reeditat Marea Confruntare din 2009 cu domnul Gioană, care peste jumătate de oră ne așteaptă la conferință de presă. Un mesaj pentru domnul Gioană, tot cum parte din nou. Hai de stânga, omule, eu sunt de dreapta, lăsați-l singur. Mulțumesc. Nu-l lăsa singur, că nu-i frumos. Acum am glumit. Merge și la el, da. Deci, numai să înțelegeți foarte bine. Partidul Mișcarea Populară este un partid creștin. Membru al Partidului Popular European. Cu valorile familiei, cu valorile creștine, de asta și pozițiile noastre legate de islamism și migrație islamistă în Europa, dar în același timp suntem un partid care crede în protecția socială prin creare de locuri de muncă și nu prin ajutoare sociale care te țin tot în sărăcie. Vă rog. De asta mi-e greu cu postul care transmite în direct această conferință. Vă mulțumesc, doamnă. Domnul președinte, ce șanse dați PMP-ului la Roman, unde știți că primarul Laurențiu Reoreanu este unul din favoriții electoratului și unde, într-adevăr, PDV-ul a avut pe vremuri rezultate notorii. Sperați ca în această campanie să obțineți un scor relativ bun și acolo? Doamnă, un scor onorabil. Eu îl știu pe Leoreanu, l-am apreciat foarte mult, îl apreciez foarte mult ca primar, ceea ce nu înseamnă că nu-mi susțin fără rezerve candidatul. Întotdeauna când un primar este bun, cu siguranță este loc și de unul și mai bun. Modelul de la Cluj. Da, modelul de la Cluj. Poți alegeri, vreți da mână liberă organizațiilor să negocieze în consiliile locale și consiliile județene? Tocmai pentru o bună guvernare? Avem două variante. Avem variantele în care câștigăm primăriile. Acolo este imoral să-i cer primarului să nu-și asigure o majoritate, pentru că nu-și va putea face mandatul fără o majoritate cu care negociază și proiectele principale. Altfel, nu sunt un adept al alianțelor cu PSD și PNL. Altfel, nu sunt un adept. Dar, acolo unde primarii noștri câștigă, trebuie să le creăm condiții să-și poată face mandat. De ce spun acest lucru? Pentru că românii vor să se despartă de partidele tranziției. Dacă ne amestecăm iar unii cu alții de-a Valma, ce-am făcut? Iar acest partid este proiectat să ajungă la 30-35% la alegerile din 2000, ca să poată guverna. Acesta este obiectivul pe termen mediu al partidului. 2020. Am spus doar 2000? Da, 2020. În 2020 este proiectat să ajungă un partid de 30-35% care să poată guverna în adevăratul înțeles al cuvântului. Asta în condițiile în care ne propunem să ajungem la un 20% la alegerile din toamnă.
dar deocamdată avem alegeri locale. Nemai fiind întrebări, vă mulțumesc mult și vă doresc o după-amiază plăcută.